poliția locală emită avaria ca să staționeze în stația de transport public. De ce n-ar face la fel și alți șoferi? Au oprit chiar lângă trecerea de pietoni, că au înțeles care e șmecheria. Când ai treabă, misiune de serviciu, pornești girofară, dar nu luminele de avare. Și ține masca pe barbă, fix așa trebuie ținut amândoi, cu masca pe barbă. Din Vrancea pleacă nepedepsit. Cine să-l pedepsească dacă poliția are treabă? Între timp autobuzul trebuie să facă manevre complicate ca să ajungă în stație. Și polițiștii au văzut că se filmează, dar niciunul nu și-a pus masca ca lumea. Semn că puțin le pasă. Este organul înarmat, au legi speciale și o să plece acuși din loc fără să-și pună centura măcar. S-a terminat avaria. Cum să nu-i numești mafia cu epoleți?